Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale Sălaș va analiza în această perioadă toate proiectele care au fost încheiate contracte de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și care nu au posibilitatea reală de a finaliza în timp util investiția pentru care au fost alocate fondurile europene. Astfel, în urma acestei analize, în primul trimestru al anului 2015, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va rezilia toate proiectele contractate care nu au depus nicio cerere de plată și care se află într-un stadiu de realizare ce permite finalizarea lucrărilor și depunerea ultimei cereri de plată până la 30 septembrie 2015, termenul limită conform prevederilor contractului de finanțare stabilit în conformitate cu regulamentul european 1290-2015. Articolul 28 alineatul 1 privind finanțarea politicii agricole comune, Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale va rezilia toate cele proiecte care nu au plăți și nu mai au șanse reale de finalizare, evident în urma unei analize foarte atente și după dezbateri cu beneficiarii implicați. Trebuie să luăm această măsură cât mai urgent, chiar de la începutul anului 2015 pentru a permite utilizarea corectă a fondurilor europene pe care România le are la dispoziție pentru finanțarea agriculturii și pentru dezvoltarea mediului rural. Astfel, toate fondurile care acum stau blocate nefiind solicitate de beneficiari vor fi redistribuite imediat către acele măsuri care au deficit de finanțare. Prioritatea noastră este evitarea blocării finanțării europene acordate pentru agricultură și dezvoltare rurală, a precizat David Eugen Popescu, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.